Salvarea nu vine niciodată, pentru că ultima dată când a intrat pe stradă nu a mai ieșit. Iar taxiul nu primește comenzi pe Calea Giulesti numărul 216. Oamenii care locuiesc acolo nu primesc niciodată musafiri, atunci când pleacă la serviciu, își lasă cismele în capătul străzii. Problema este însă alta. Primăria Capitalei și Banca Mondială derulează de mai mulți ani un contract de reabilitare a străzii. Termenul de finalizare este 2011. Până atunci, oamenii sunt arestați la domiciliu. Înainte de Crăciun nu am mai ieșit cu ea afară, cel puțin nu aici, pentru că mi-este imposibil să o țin în brațe. De câte ori ieșiți din casă pe zi? Din casa dumneavoastră, de câte ori ieșiți? Dimineața. Și de câte ori aveți nevoie, nu? Supărați pe bună dreptate că sunt condamnați să trăiască în casă, oamenii au luat-o pe firul epic. Împreună cu soțul meu am făcut nenumărate demersuri, începând din luna decembrie 2008. Am ajuns inclusiv la Banca Mondială, care știu că finanțează proiectul de aici. Aici s-a completat cu piatră, se înfundă. În proiect sunt prevăzute sume pentru reabilitare, canalizare și apă. Firește, la sfârșit, strada trebuie asfaltată. Reprezentanții primăriei Capitalei spun că în fiecare zi curăță noroiul de pe stradă. Cred că dacă ar fi adevărat, ar fi ori mormane de pietriș, ori mormane de noroi, ori ar fi castele de noroi. Cred că au venit de vreo 2-3 zile, pentru că în ultima perioadă noi am întețit sesizările și plângerile, pentru că este inuman ce se întâmplă aici. Explicațiile inginerului sunt interesante, dar inutile pentru oameni. În cât timp poate să iasă doamna din casă cu copilul la plimbare, așa cum ieșea și soția noastră cu copiii când erau mici? În maxim o lună jumătate. Oamenii n-au cerut nicio secundă asfaltarea străzii în condițiile în care se lucrează la canalizare. Au cerut în schimb respectarea unui punct din contract care prevede ca strada să fie întreținută astfel încât să se poată circula. Păi vă asigur că ăștia sunt papuci cu care eu mă duc la alimentare să cumpăr pui. Vă cred, vă înțeleg, îmi pare rău, dar mai mult de atât. Salvările, că nu poate să intre, ia uitați cum au rămas înțepenite aici. Lumea pleacă la muncă, n-are încălțăminte. Copiii dimineața la școală îi luăm în cârcă până pe cărămidărie. N-are nimic, absolut. Păi cu ce să duci? Că nu poți să-i duci. Cu puși de plastic și cu puși de plastic și cu tot te faci la picioare. Tot degeaba. Pleci cu noroiul în pungă prin tot orașul. Te duci, te îmbraci și tu frumos și alea și niciodată nu ajungi de aici până acolo. Până acolo a făcut, dar de aici acolo. Da, uite, că la bală, și plus acolo, când plouă toată apa din șosea intră în munte. Lucrările se vor finaliza la sfârșitul anului 2011, în aproape 100 de săptămâni. Până atunci se bucură zilnic de un buletin de București cu pretenții europene. Vă rog să vă uitați în cameră să-i transmiteți un mesaj primarului general în calitate de mămică a unei fetițe de 5 luni, care nu poate ieși din casă. Mi-aș dori ca soția dumneavoastră să vină 5 minute aici, să-și imagineze cum este să te culci seara, să-ți fie frică că, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu bebelușul și tu nu ai cum să ajungi la spital, pentru că de aici nu poți să pleci sau, mai rău, nici ambulanța nu vine.